Prieteni, vă salut! Astăzi a fost ziua cea mare, ne ajută și timpul foarte mult, așa ca atmosferă, pentru că oricum afumătoarea din spatele meu nu are treabă, ea afumă și la plus 30 de grade și la minus 30 de grade, dar ca și atmosferă, cred că o să vină zăpada, au anunțat zăpadă câteva zile în zona mea, Doamne ajută! Astăzi vom băga pentru prima dată, o udăm să zic așa, cu slănină, cu șuncă, cu șuncă de-a noastră muntenească. Ia uitați, sper să nu vă fac chiar foarte, foarte mare poftă. Eu cu carne o fac. Deci mie îmi place să o las carne pe ea, pentru că este altceva și oricum rasa porcului. Uitați stratul de carne, cum arată. Un cuțitaș. Ca să fie mai ușor să ne descurcăm, se poate pune și întreagă la fum, dar eu o pun pe jumătate. O tai pe jumătate, pentru că și în afumătoarea clasică, în afumătoarea mare, tot așa o tăiam. Și începem de aici, de sus. De fapt, haideți să începem de aici. Dar înainte de toate, știți ce trebuie să fac, nu? Să tai o bucățică din aceasta cu șorișcă. Să mai rău decât o femeie gravidă. Mi-a venit apă în gură. Haideți. Avem poftă. Doamne, doamne. Unde-i ceapa? Unde-i muștar? Haideți să vedeți și voi. Am așezat-o frumos. Am așezat-o pe un rând sus. Pe două rânduri aici. Pentru că trebuie să... Dacă îmi permite spațiul, pentru că e foarte spațioasă. Deci aici în spate mai aveam loc foarte mult. Și aici. Și aici e foarte mult spațiu, inclusiv aici. Fraților, trecem mai departe. A venit momentul să punem rumeguș. Eu pun, uitați, am aici într-un canciog niște jar, pentru că e mult mai ușor, să zic așa, ca să nu stau să mă chinui să aprind focul, pentru că putem să-l aprinde și pe aici, o să vă arăt imediat, dar o să ne chinuim puțin. Punem jarul aici. Rumegușul de la Drevos, eu am și rumeguș de-al nostru, cum avem cu toții prin curte, dar îl pun pe acesta pentru că are o granulație mai mare și arde perfect. Adică ar fi recomandat să folosim și să folosiți pe viitor când o să vă achiziționați așa ceva, un rumeguș mai mare. Verificăm înăuntru. Ia uitați, la mine merge perfect, putem să-i reglăm intensitatea de aici, mai puternic sau mai încet. Dar, dacă veți întâlni probleme, imediat revenim aici. Dacă veți întâlni probleme și o să vedeți că a făcut focul, jar, nu trebuie foc, și iese fum din primul tub, să spun așa, să explicăm pe românește, și vedeți că nu împinge fumul în afumătoare, verificați un lucru extrem de important. Aici de unde vine compresorul, să joace foarte bine furtunașul pe unde este împins aerul, deduce și împinge în afumătoare. Că s-ar putea, există posibilitatea să fie defect din fabrică sau eu știu și așa mai departe. Dacă aici este blocat, nu vă împingă fumul aici. Și o să aveți impresia că nu funcționează. Deci aici trebuie să joace foarte bine. Ia uitați și aici deja s-a afumat. Ce frumos intră. Ia să încercăm să dăm puțin mai tare. Vedeți? Deja se cunoaște că începe să intre mai tare. Închidem. Să vă fac o probă. Închidem și jos. Așa. Dăm intensitatea undeva nici la maxim, undeva cam pe aici. Compresorul este dat drumul, adică cel care bagă aerul și împinge fumul. De căldură nu avem nevoie, pentru că eu nu vreau să prefierb șunca. Deci aici, la butonul acesta, nu umblu în vlogul de astăzi. Următorul vlog, când o să fac pește afumat, o să vă prezint ce face și acest buton. Aici aș putea să umblu chiar și acum, ca să-mi împrăștie uniform prin toată afumătoarea. Iar aici, momentan, nu umblu. Își face treaba foarte silențioasă. Ia să vedem, haide să mai verificăm o dată
înainte de a o lăsa, pentru că trebuie să plec la OIS și o să mă întorc de seară. Ia uitați ce frumos. Vedeți fumul? Ia uitați cum circulă. Circular, auleu. Senzațional. Și credeți-mă, prieteni, am uitat să mai menționez un lucru foarte important să știți, pentru că în momentul în care e un utilaj, să zic, nou și chiar dacă citești manualul de utilizare, una e când îți spune cineva, bă, uite, și se arată, trebuie să-l folosești așa, așa, să meargă în parametri normali, alta e când stai și o iei pe bâșbâite cu ajutorul manualului de utilizare. Eu am studiat foarte bine când am fost la cine a avut și cine are această afumătoare, unde am văzut eu prima dată acest lucru și acolo dânsul mi-a explicat exact. Cât am știut și el, să știți că sunt foarte multe lucruri care și pe care le descoperim în momentul în care începem să o utilizăm. Dar, dacă o să aveți probleme cu fumul, să zicem, că nu sunteți mulțumiți de cum bagă fum înăuntru afumătoarea, aici, uitați, avem coșul. Exact așa, se trage ca să-i dăm tiraj fumului, vedeți? Deja începe să iasă. Dacă vreți să lăsați așa, o să aibă un tiraj foarte mare. Eu sincer vă recomand să lăsați undeva la jumătate. Deci cam atât, nu știu aici dacă se vede, foarte puțin să prindă aer. Ca să, cam un centimetru, a spune eu. Dar nu știu dacă se observă. Un centimetru e de ajuns, pentru că nu trebuie grăbit. Acesta este și scopul acestei afumătoare. Să lucreze încet, în tignă, mognit. O lăsați aici și mai veniți a doua zi. Puteți să verificați din când în când dacă doriți, dar nu este nevoie. Rumegușul de aici. Super! Super! Doamne! Cât de bună e tehnologia! Gata! Gata! Punem lacătul. Are tot ce trebuie, am setat-o. I-am dat drumul aici la fum, să aibă tiraj. Uitați aici unde v-am spus. Putem să-l ținem și închis. Nu e neapărat o regulă, mai ales dacă plecăm de acasă, puteți să-l țineți închis, să fie tirajul mult mai mic. Ia uitați, aici începe să adune. Vedeți? Filtru, ce face filtru? Se adună impuritatea. Trebuie să aveți așa ceva în curte. Sănătate multă, Doamne ajută, și ne vedem la noi vloguri și ne auzim. Toate cele bune!